Am revenit în direct și avem un invitat special la această oră, un artist pe care românii l-așteaptă cu brațele deschise peste tot în lume, Cătălin Crișan, care și-a revenit spectaculos după operația suferită, a reluat concertele. Bine ai venit, Cătălin, mă bucur mult că ești cu noi astăzi. Sărbătoare, stimată doamnă, mă bucur că v-ați gândit la mine. Îmi cer scuze pentru acest timbru, ca să-i spunem, ușor schimbat, am răcit, dar tot e vina mea, că am fost tântălău. Măcar ai răcit unde? În Italia? În Italia. Altceva decât să răcești în România? Da, a plouat, am venit alaltere, am stat, câte zile am stat? 4 zile am stat, a plouat non-stop, 24/24. Și totuși am vrut a doua zi după concert să văd și eu lacul Como. Și erau vreo 3 grade acolo și era un vânt, un curent. Am vrut să cumpăr și eu vreo 3-4 vile. Am vorbit și cu George Clooney. Da, păi nu știi că acolo au ăștia de miliarde, sute de milioane. Și hai să vedem mai întâi vrut cum... să-i cumpăr vila lui George Clooney, dar nu era acasă. Nu era disponibil. Haide să vedem cum a fost întâlnirea cu românii, că pe mine m-a impresionat imaginea și povestim imediat. Eu nu știu imediat. Ce dați. Ia. Aha. Mi-a s-o cu surpriză, da. Și într-adevăr au fost... Povestește-ne cu vila aia din Italia, că mi-a plăcut. Mi-a plăcut cu vila, ia zi. Toată lumea visează să-și ia o vilă la un moment dat. Nu, eu nu țin acum, lăsând gluma la o parte. Bine, să știe că lacul Como, acolo vin toți miliardarii de pe planetă. Și eu aș fi vrut să fac un tur, că am înțeles că poți cu barcă, cu nu știu cu ce, cu vapora, să mergi să vezi toate vilele, da? Era foarte frig, ploua și am renunțat, dar spectacolul într-adevăr a fost absolut fabulos. Mă bucur că a spus cel că patronul de acolo, organizatorul, că a fost s-au vândut în 10 zile toate locurile și faptul că a fost cu succes, mă mai duc de vreo 2-3 ore acum. Da, i-a speriat pe fani faptul că tu ai pus fotografiile alea la începutul anului, după ce te-ai distrat frumos de Revelion, au apărut acele fotografii pe care le-au pregătit și colegii mei, cu tine la spital, de nerecunoscut. E adevărat. Ne-am speriat cu toții. Mulțumesc pentru imagini cu puternic impact emoțional pe patul de spital. Da. Ideea a fost alta. Eu n-am vrut să se afle, dar am vrut să-i mulțumesc domnului dr. Cristescu, Adrian Mihai, el m-a operat și m-a salvat, numai că eu am spus că operația s-a întâmplat acum 4 luni de zile. Dar presa, și e normal să fac așa, a preluat ca și când în dimineața aceea sau ieri eram pe patul de spital. Și atunci a trebuit să dau telefon tuturor celor care deja am făcut contract pentru concerte, să le spun că nu sunt în spital, pentru că vreau să anuleze concertele. Da, bine, mi-am revenit. O să dureze, dar de la o scară de la 1 la 10 sunt pe la 8 și jumătate, aproape de 9. Adică, într-adevăr, m-a ajutat foarte mult. A fost greu, am mai spus, a fost o operație dublă, laterală, ca la nebuni. Dar, și asta am mai spus, mă bucur că s-a întâmplat și mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că mi-am dat seama cât pot rezista la durere, n-am crezut. Dar până acum ai mai avut hopuri din acestea? Nu, ai mai ajuns la cuțit, cum se spune? Da, o singură dată m-a operat profesorul Mircea Beuran, acum cred că vreo 30 de ani, de apendicită. Restul n-am stat prin spitale. Eu am făcut și mult sport. Tatăl meu a fost tot timpul, a mers pe ideea să stai în aer. Apropo de aer, îmi povestește maică mea, că eu nu știu, el e nebunit cu aerul curat. Și aveam vreo 3 luni sau 5, ceva de genul ăsta, și m-a scos pe balcon la bloc, acolo, pe apartamentul de la bloc, iarnă, fiindcă sunt născut în februarie, să iau aer curat. Și am luat atât aer curat, dar era să mor, nu știu, de plămâne, a făcut 41 de grade, a fost nebunie. Dar le mulțumesc părinților pentru că de la un an, 2 ani de zile m-au pus pe role, am făcut not, am făcut tenis, adică am stat tot timpul, am făcut mișcare. Și apropo de durere, m-am dat cu mașina peste cap de multe ori, adică eu sunt rezistent la durere, dar n-am crezut că se poate așa ceva. Adică, cum să spun, ca și când la un moment dat eram
conecta la priză, la 220 de volți, non-stop. Nu mai era nicio poziție. Am stat și foarte mult, am crezut că îmi trece, cu infiltrații, cu... Am început cu prostiile alea, cu crema ursului, mătreața mistresului și toate prostiile alea. Dăm să știu că e o nebunie mare acolo și că nu trece decât... prin intermediul cuțitului, ca da, ați făcut și tu un remene ceva? Am făcut remene. Știi că se mai întâmplă când te doare spate, deci am făcut un remene, păi și după remene mai faci ceva, adică rezolvi problema sau? Da, s-a crezut la un moment dat că se poate, că am fost la mai mulți medici, că o să treacă prin infiltrații. Dar în momentul în care am ajuns la doctorul Cristescu, a zis, ce azi, duminică? Bine, cărat cu pături, cu o nebunie, nu mai puteți să mă mișc deloc. Și a doua zi m-a operat. Da, a fost bine. Hai să vedem imagini frumoase cu tine, că le-am văzut pe cele de la spital, de la întâlnirile cu românii, de la concerte. Și să ne spui, după ce ascultăm acest fragment muzical, dacă te-au curtat partidele să candidezi, că e an electoral 2024, e adevărată vânătoare de celebrități. Când vântul s-a stârnit, vorbește mare, e mânioasă pe acei care au mințit. Eternele iubiri se schimbă în despărțiri. Atunci când timpul va retrăzi, dar când vântul obosit printre nori s-a risipit, iar soarele sărută marea, în veția de culori, mii de valuri par viuri, purtând... Câtă lume, ce frumos, ce energie trebuie să-ți dea, acea mulțime de spectatori. Mii de oameni, n-am fost numai eu, a fost... o întreagă pleiadă de artiști, dar pentru mine a fost o provocare, pentru că eu veneam oarecum în contrasens cu ce invitați ca artiști aveau. Rock mult, aceste melodii moderne, și pentru mine a fost mai mult decât un șoc plăcut, pentru că această melodie, Vorbește Mare, împlinește anul acesta 37 de ani! Da, și pentru că a fost prima mea piesă, am lansat în 87, și pentru mine a fost incredibil, pentru că erau tineri până... Adică lumea era până în 30 de ani, toată lumea, acolo. Și toți știu versurile, nu? Versurile de acum 3... Da, pe mine m-a care-i rețeta unei melodii din asta care ajunge așa la sufletul la milioane de oameni? Nu știu să spun. Cel mai greu e să scrii șlagăre. De ce e foarte greu, în primul rând, să scrii șlagăre? Pentru că șlagărele, prin definiția lor, trebuie să fie melodii simple. Iar melodiile simple se scriu foarte greu și marele risc este să nu semene cu altă melodie. Fiecare dată când mă așez la pian, întotdeauna și scriu ceva și am peste 600 ceva de melodii adunate în 37 de ani de carieră, asta e prima frică. Și dau telefon, trimit piesele la prieteni, vă sună ceva cunoscut, fără să vrei, poate, câteodată fără să vrei, poate ai ascultat cu 3-4 zile înainte ceva. Da, și ți-a rămas un acord fără... în cap. Da, deci asta e marele. Iar și sunt sinceri prietenii? Ai prieteni sinceri? Da, am puțin. George Pruteanu spunea absolut senzațional, el a fost cel mai bun prieten al meu, din păcate a plecat de mult, îmi spunea că dacă ai un prieten ai noroc, dacă ai doi prieteni ești bogat, dacă ai trei sunt foarte, foarte mulți. Dar am. Dar și că avem și noi un prieten comun? Cine? Domnul Pece. Autorul Pece a fost aici, da, multe dintre bancuri, invitatul meu. Multe dintre bancuri le-am spus eu domnului. Incredibil. Lui Jimmy, cum îi spunem noi, da. Și e foarte preocupat de la, nu știu câte volume a scos, 400, 2000 de volume, nu știu câte a scos. E figură mare. Da. Dar multe bancuri le știe de la mine. Foarte bine. Sper că ți-a dat drepturi de autor. Sună, da? Mă mai sună. Ce mai știi vreun banc? Zic, da. Să-l trec în carte. Da, știu. Uite, de exemplu, am auzit acum dimineața și am vorbit cu el. E în Austria, nu știu pe unde, schiază omul. Și ce mai știi vreun banc? Zic, am auzit, dar e o prostie așa în mare. Zice că o doamnă mai în vârstă, 85 de ani, vine acasă și spune soțului, mi-am cumpărat ultimul tip de aparat auditiv. Și soțul întreabă, și cât a costat? Joi. Deci îți dai seama ce bun era aparatul, da, prostii. Îmi place că tu ți-ai păstrat optimismul, indiferent de vremuri, indiferent de situațiile prin care ai trecut. Da. Cum faci să te menții așa optimist? E foarte simplu, am credință în Dumnezeu, una la mână, și doi, nu mi-e frică de moarte. N-am nicio problemă.
absolut nicio treabă. Și trebuie să le spun telespectatorilor că în culise ai aici și jumătatea ta care te susține. Am văzut că au scris ziarele că ai o nouă mare iubire. M-a susținut și la propriu și la figurat. Că la un moment dat chiar m-a susținut când nu mai puteam să merg, m-a ajutat foarte mult. Și într-adevăr, am împlinit 11 luni de când suntem împreună și... La mulți ani, cu fericire și armonie. Să dea Dumnezeu la toată lumea, că asta e și... Poți să vă dezvălui că are niște ochi spectaculoși, atât am voie să spun la ora asta. Iar la fel, da. Și râdeam noi înainte. Are, nu numai, care suflet spectaculos, da. Cam asta, ce... Haideți să mai vedem niște imagini frumoase și ne spui imediat dacă te-a curtat cineva pentru alegerile de anul acesta. Am uitat, da, da. Nu uit eu. Când vii pe lume, mică stea, tot cerul pare viața mea. E bucuria cea mai mare când o inimă bat mai tare și spun cu drag că se iubesc. Copii, părinți, bunici, suntem cu toți aici să spunem te iubesc. E simplu și firesc. Copii, părinți, bunici. Da, un moment de colecție aici de Ziua Națională. Și mulțumesc pentru surpriză. La voi a fost, am venit imediat după ce am aniversat 30 de ani la Sala Palatului, melodia pe care am cântat-o cu Daria, fata mea, la Sala Palatului, și a fost prima televiziune unde am cântat această melodie. Mulțumesc pentru surpriză, au trecut 7 ani de atunci. Da. Între timp a terminat Institutul de Teatru. Da, am văzut-o, e foarte activ. Este, da, da. Și m-am bucurat că a luat rol principal la Mama Mia. A fost chiar interesant. M-am dus și am plătit cât a fost, 800 de lei, cât au fost două bilete acolo. Să o văd. Stăteam și mă gândeam, zic, uite, mă, de mult n-am mai stat pe partea asta a sălii, da, da. Că de obicei stau pe scenă. Și a fost foarte interesant, așa că am reușit și eu să văd din sală ce se vede pe scenă. De obicei se vede frumos și spun eu ca spectator că îți bate inima, îți dau lacrimile de bucurie când mari artiști români sunt pe scenă. Și știi ce? Iartă-mă, candidez, trebuie să te întreb, candidez. Dar știi, atâta mai vreau să spun despre Daria. Văzându-o și jucând în foarte multe piese de teatru, joacă și musical, ea dansează bine, i-am spus la un moment dat, zic, vezi că a scris presa despre ea. Zic, ce mă bucură cel mai tare este că nu mai ești fata lui Cătălin Crișan, ci ești actrița Daria Crișan. Asta mă bucură cel mai mult. Iar te-au curtat partidele, candidez, nu, Cătălin? Nu, dintr-un motiv foarte simplu. M-au curtat până acum câțiva ani, dar s-au lămurit. Eu nu pot să laud un partid la un spectacol. Pentru că absolut toți cei lați care nu țin cu partidul respectiv, indiferent cum s-ar numi el, nu mai vin la spectacolele mele. Și atunci de ce să... că mă duc să cânt, dar nu cu această condiție, dar nu spune votați, sunt cei mai buni. Da. Oricum, habar n-am dacă sunt cei mai buni. Mulțumesc foarte mult, Cătălin Crișan. Te mai aștept cu drag la News Magazine. Mulțumesc frumos și eu pentru invitație și m-ați gândit la